en la filmulețul meu, Ilinca Monstru. Azi vă voi zice o poveste care se numește Fantomele Distro. Era odată, ca niciodată, trei fantome care bântuiau o casă foarte mică și s-au gândit să se ducă la un spectacol de monștri și ca să devină vedete. Au mers. Iar când au ajuns, au devenit vedete. Asta e povestea de azi. Dar dacă vreți să o auziți pe toată, atunci imaginați-vă cum ar fi povestea asta pe lung, când dormiți. Dar în plus, o să vă arăt și cum să faceți o fantomă din hârtie dacă vreți să aveți propria fantomă muzicală. Aveți nevoie de o hârtie șifonată prima dată. Șifonată pentru că am vrut eu să fac un fluture. Nu mi-a reușit. Prima dată trebuie să tăiați foaia să fie un pătrat. Nu trebuie neapărat drept. Apoi, căutați mijlocul și o puneți jos. Apoi, îndoiți așa. Și mai îndoiți așa, cu mâna aici. Mai îndoiți mai bine și din bucata tăiată. Puteți să-i faceți accesorii. Eu o să-i fac un papion. Dar nu v-am zis ceva. Erau și fetii. Era și o fetiță, un fantom. Un fantomele muzicale. Deci, în trupă era și o fetiță. Eu o să fac, nu un papion, și o fundiță. Voi puteți să faceți papion sau fundiță. Eu fac acum o fundiță micuță și drăguță. Pentru fantomă. Apoi, o să o colorați și o să o lipiți la fantoma voastră. Cum o țineți? Mai îndoiți așa o dată. Vedeți? Faceți aici o floare. Arată bine. Dacă vreți o mirosiți, să vă zic ceva, n-are miros. Apoi întoarceți-o. Și lărgiți-o puțin. Și apoi ții mâna așa. Ai fantoma muzicală. Mai e ceva ce încă eu nu am făcut, dar voi face acum. Cu un stilou, te faceți chipul. Vedeți ochii mai îi fac aici. O gură zâmbăreat, un nas. Uitați fantoma mea. Vă place? Dacă vă place, faceți-vă și voi una după cum am făcut eu. Dar dacă vreți să vă jucați cu ea, puneți-o pe mână și jucați-vă. V-ați făcut fantoma de Halloween să o puneți undeva, cum ar fi pe un culoar, să vă arăt. Puteți să o puneți așa, ca să vă fie casa mai înfricoșătoare. Nu trebuie să faceți doar una, eu o să fac fată, dar mai sunt două de ales. Faceți trei, să faceți una sau faceți două. Trebuie să faci
dar să faci toate, o fată și doi băieți, sau se poate o fată și un băiat, sau doi băieți. Dar dacă vreți toată echipa, v-am zis, fata și doi băieți. Sper că în povestea de azi și în cum să faci o fantomă din origami, vedeți că parcă e dintr-un ceaf-ceaf. Eu mi-am făcut fantoma. Pa, pa!